Cunoașteți pe sora dumneavoastră? De ce nu locuiți împreună? Că înțeleg că aici a fost casa părintească la amândoi, nu? De. Și cum s-a întâmplat că dumneata a intrat în proprietate singur și ea nu are loc de trai? Nu, sunt cetățean interesat, de ce nu vă împăcați, sunteți frați, nu? De ce iarăși zici că a rămas pe drumuri? Dar cum i-a spus de ce? Nu ți-a spus de ce? I-a zis că mama a lăsat tot moștenirii dumneavoastră? Da. Și pe ea mama a lăsat un drum? Și ne ataca frate tot așa o lasă în drum? Păi s-a făcut, s-a ales ea și a vrut ea. Păi ce a ales? Spuneți că eu nu știu, ea îmi spune o versiune, îmi spune că mama a lăsat tot. Eu am venit acasă și n-am mai putut trebuie intra. Trebuie întâi să întreb pe dânsa și să slămâiască. O întreb și zici că mama i-a lăsat tătul nu fratele. Și fratele nu-mi dă voie nici măcar documentele să le iau. A, zici că v-ați bătut. Și de asta zici, da. Documentele de casă, ce mai era? Cum mă apropii de casă, el cheamă poliția. Da, de ce nu o lași să apropii de casa părintească? Mai fără comentarii de astea, pe urmă, este un treabă de dus, ne chemăm acolo la... Dar sunteți proprietari pe tot lotul ăsta? Da. Că v-a lăsat mama moștenire sau cum? La primărie, la miliție, la judecătărie, unii acolo să ne lămurim pe ea. Da, e adevărat că ați bătut-o când a vrut să intre aici la casă? Da. La poliție este, dar la mine am document, eu am arătat. Păi ce document? Că ce? Sunt că m-a bătut. De câte ori m-a bătut. Document înseamnă proces verbal de constatare a contravenției, huliganism sau ceva, nu? Medicul... De ce nu vă împăcați? Hai să vă lămuriți acolo. Eu și așa șed cu voi de vorbă. Nu, na, am crezut că... așa cu asta să mă întregi, să lămuriesc, pentru că și eu nu știu de la ce ești. Slie-o, nu, sunt cetățean curios. Eu aș vrea să fie eu aș vrea să fie armonie și pace. Nu, aș vrea așa, și o ocazie trebuie să lămuresc eu toate chestiile astea. Cum vreți, femeie, nu am deschis, ai proces, cu ce ocazie? Nu, eu filmez pentru Curaj TV și oamenii vor să știe cazul ăsta. De ce a rămas femeia pe drum? Este sud, de ce a rămas femeia pe drum? Zici că nu a fost nicio judecată, eu am căutat pe internet și n-am găsit niciun proces. Ei, hai. Niciun proces n-am găsit cu numele cu Coș sau cu Moisei, cum era numele mare. Dar la Bălți am avut suduri, am avut, mai unul n-am avut. N-am găsit. De mult, poate, de mult. Dar știu că nu e. Nu, dar până în 2011 pe internet nu-i nică. S-am cu fost mai demult. S-am cu fost mai demult. Și instanța au zis, și asta instanța au zis că e tot dumneavoastră și că ea n-are ce pretinde nimic. Nici pământ, nici casă. Înțelegi? De asta nu l-a lăsat. Eu n-am găsit pe internet, de asta vă întreb. Eu v-am spus nu deci la dacă internet, vine... dar faceți la, prima, la judecătorie, acolo este tete decizile, tete este frumos. Deci toate lucrurile mele se află la casa părintească, toate documentele. Ce lucruri? Chiar că el întreba, ce lucruri? Păi ce? Toate am mobilă, am coloancă de gaz. Și le dai dacă vrea să le ia, da? El a fost în casă, în casă. Auzi că-ți dă mobilă. În casă, aici unde era, acolo, tu ai venit în casă, știi mine, eu aici eram în casă. Omul le-a scos, omul le-a scos. Dar de ce le-a scos? Dacă e casa lui, el n-are nevoie de el. Și le-au pus într-o debară, într-o parte. Dar eu unde să le duc dacă sunt în drum? Am înțeles. Înțelegeți că sora au rămas în drum? Eu am avut casă, au vândut chiatra, au vândut fundamentul, au avut tot acolo, dar mi-era pornit casă. Și au pus să-ți fac casă. Da, da, și-o luat și-o vândut tot, unde și-o luat documentele de la casă și-o putea să faci, dăm documente pe casă, că e acasă și ea, s-a început problemă. O vrut ea toată și ai luat-o dumneavoastră toată. S-a dat o mamă. S-a dat o mamă. Eu cu mama, eu am grijit de mama, cu mama. Am înțeles. Eu înșesc cu părință toată viața. Am înțeles. E un om plat, nu știu unde-o umblat. Dar eu am stat în drum. Eu nu știu, e umblat, el zice că e umblat. Da, și zice că ai fost la lucru. Eu am venit de la lucru și n-am avut acces în casa mea. Cum o convins-o pe mama să-i dea lui tăt? Păi, o convins-o? Dacă am rămas. Sancu a avut grijă, nu? Cumva. Nu a avut el grijă tare. Dar el nu vrea să spună. Da, nu vrea să îi scump la vorbă. Da. Bun, nu mai am pretenții. Zici că ai bătut-o. Da. Nu v-ați bătut. Da, păi este de la medic cum a chemat cu poliția. Și l-au amendat sau i-au făcut dosar penal sau ce? Nimic. Dar de ce? Cum îți explici? Poliția nu face nimic. Dar de ce? E incompetentă poliția sau ai relații? Ai plătit amenzi. Înseamnă că v-ați bătut totuși. Ne-am bătut, dar... V-ați certat, Oleac. Oleac, da, v-ați certat. M-am dat, la judecătorie este tot acolo. Este. N-am găsit nimic. De fapt, nu știam exact cum te numești, de asta nu te-am internet găsit. Asta mulți cu coș am găsit, dar Iuri n-am găsit. La judecătorie vă aduceți și acolo este ce? Ei, eu stau pe internet, la judecătorie nu mă duc, mă trimite afară. Am atunci nu era așa gine cu internet. De acord. Bun, nu mai deranjez. Mulțumesc pentru amabilitate. Când vreau, eu i-am spus, vii să iei hali, deci... N-are unde să le duc, n-are casă. N-are locuință.
cum? Unde se le ducă? Nu, dar până amu, ia, eu nu înțeleg. Tătă viața trăiești și tu nu te gândești. Când te gândești, dar la urmă, eu n-am casă. Opa, eu te-am înțeamit, eu n-am casă. Dar bine, ai casa părintească și te lauzi așa, mare cu coș. Mare cu coș, dar ești cu casa mamei, știi? Adică n-ai făcut casă mai mrează. De ce nu împarți cu sora? Am stricat, am făcut, am remontat, dar cum? Dar pe asta, eu nu ți-l văd. De ce nu v-ați împărțit cu sora? Cum să mă împărțesc? În jumate, în jumate, frate. Eu cu frații mei mă împart. Nu cu mașina, da? Dar mașina nici nu e a mea. Nici nu e a mea mașina. Dar e ca așa și eu. Dar eu cadic, fac casă și trebuie să împărțesc cu cineva sau cum. Eu am familie, am așa eu. De acord, am înțeles. Nu ți-e voie nevasta. Păi dar nu nevasta, dar era părintele, era casa părintească. Bun, am înțeles. Îmi pare rău. Știu că altfel sunt relațiile între frați, dar cred că ceva n-ați tot împărțit. E foarte bine, eu tot am vrut și bine, dar dacă nu a vrut așa, a vrut e. Am înțeles. Eu l-am murit, că nu e o problemă cu tătă asta, dacă a vrut, a vândut tăt, că nu a vrut, îmblă numai cu asta. Zic că, ei, înșeargă, du-te la lucru, lucrează și e îmblă cu șerutul de ani, adă, de ani. Am luat două locuri de casă, nu vă certați, vă rog. Și nie. Două locuri. Unde sunt documente? Ți le-am dat în mână. Nu trebuie nici documente. Și cum a fost așa și este. Dacă du-te la lucru, dacă ai loc de casă, ce îți faci casă? Du-te la lucru, lucrează și ca mine și fă-ți casă, fă-ți masă și eu și-a să-ți fac eu masă. Auzi că ți le dă dacă vrei să le iei lucrurile. Dar unde ți le duc? Păi el nu l-a acuzat că nu ți le dă, el ți le dă. Eu n-am zis vârnă-n drum. El ți le dă. Dar deși eu când vin numai... Ia ca documentele, poate să le ia și documentele aia. Dacă vin, vine poliția și mă ia și nu-mi dă nici un nimic. Dar păi spune că vrei documentele, nu intră la. Nu intră la el, forță că e casa lui. Tot ce am avut să aici, în casa părintească. Ia ca mu și vrei, și documente vrei de aici. Că el ți le-ar da. Care documente? Care sunt? Care sunt aici, care le-am lăsat? Până atestatele toate. Atestatele, toate. Poate să le ia sau le-ai găsit? Pașapoartele. Păi, casa și în camera și unde ți-l i-am pus tătia ei. Așa. Dar eu nu știu, nu știu ce are acolo. Eu nu mă pot apropia de camera în care... Pentru că e casa lui. E casa lui. Nu, zici că într-o cameră, într-o debarață le-au lăsat lucrurile. Ia că într-o debară acum, te duci să le iei. Eu nu pot să mă duc. Te lasă, ia ca omul zici că te lasă. Eu trebuie să mă duc în casă unde este stricatul la cat, acolo unde erau toate lucrurile. Acolo e casa lui, omule. Deja prin instanță s-o decis că e casa lui. S-o lăsat. Știi și vrei, înțelegi? Nu știi și vrei. Tu vrei documentele, hai așa să iei documentele. Adă-le aici ea. Adă-le aici. Eu nu știu. Tu ești în cap, eu nu știu unde sunt lucrurile tale. Eu nu pot să mă bag în lucrurile tale. Asta e furt. E furt. Era casa lui. E casa lui. Lucrurile matale, dar din casa lui. Și te le-au pus într-o debară. Era casa mea. Eu tot aici. Instanța a decis că e a lui. Instanța a decis că e a lui, că i-a lăsat-o prin testament sau act de donare. Act de dăruire. Mama i-a dăruit lui casa. Trebuie să te împaci cu mama ca lumea, nu? Mama avea dreptul să împartă cum a vrut. O dă de partea lui și te dă în drum și cai pe poliția și te bate. Cumva o convins-o el pe mama. Sper că o convins-o în mod legal. Bine, hai. Sănătate. Hai că mă sunăm. Eu nu știu, vrei, documente vrei, hai să ții documente. Bogăție și ea ta ieță, mâni eu, eu tot vreau să-mi fac remont, stric, dar mă acolo să-mi pusești tot. Și nu pot scoși, hai să scoși de zvârlă în drum? Zvârlă în drum, că ai spus că le-ai spus. Cum se zvârlă în drum? Era, eu ți le las ca om, nu știu că se zvârlă în drum. Și haine, tot ne ars. Așa mă spun vechi. Eu zici că nu le-o ars, că sunt. Ia-n hai așa să vezi, eu mă duc să văd. Dar de când? Când s-a decis că e casa dumitale? A fost judecată și când s-a pronunțat? O cameră în fund acolo, i-a pus lucrurile ei, da? Aici le-am pus pe aia, care era acolo în casa părintească. Da, 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 ia și îți vine să-și iei. Dar de unde știi că ea ei? Cum? Dar dacă e ea, nu? Ah, că ea le cumpărase. Da, dar era cumpărat aici. Și eu le-am cumpărat eu. Da. Și ca să fac boleac, să fac remont aici, nu pot, că trebuie să-i scoat afară, dar cum să-i scoat afară?